Timișoara va găzdui duminică unul dintre principalele evenimente muzicale ale anului, concertul Julio Iglesias din Piața Libertății. În deschiderea evenimentului va cânta fiul artistului Julio Iglesias Jr. Julio Iglesias, unul dintre cei mai populari artiști de muzică latino, se va afla pentru a doua oară la Timișoara. Prețurile biletelor la concert sunt cuprinse între 135 și 330 de lei, dar începând cu data de 9 mai se vor putea cumpăra și 500 de bilete la prețul de 65 de lei, pentru cei care vor să stea în picioare. Accesul la concert nu se face decât pe bază de bilet. Pregătirile pentru evenimentul de duminică vor începe de vineri, 13 mai, astfel că de la ora 8 și până duminică la miezul nopții, accesul în Piața Libertății va fi interzis. Mai mult, organizatorii au transmis că în ziua evenimentului nici tramvaiele nu vor trece prin Piața Libertății. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura.